Pate, tot în regulă? Super. Cred că e a doua oară în viața mea când am microfon și din nou mă simt ca Steve Jobs. Ok, eu sunt Dragos Andronic și lucrez la TXT Feedback. Noi facem aplicații pentru customer experience, pentru customer engagement și ne axăm în principal pe web. Fie că vorbim despre portale web, fie că vorbim despre aplicații web pe mobile și pe tablete. Okay? Și dat fiind natura a ceea ce dezvoltăm noi, avem de face cu o grămadă de JavaScript, HTML, CSS. Okay? Single page applications, hybrid applications, highly interactive applications. Așa că tematica prezentării de astăzi va fi Backbone.js. Okay. Înainte să încep, am pregătit mai multe variante la acestei prezentări în funcție de nivelul de experiență a oamenilor din sală. Aș vrea să știu câți dintre voi lucrează cu front-end development. O să zic că HTML5 JavaScript. Ok. Bun, super. Câți dintre voi a lucrat cu Backbone? Oh, excelent. Okay. Alte framework-uri, Ember, Angular, Knockout și restul o să presupun că altceva sau pure JavaScript. Ok, bun. În prima parte voi prezenta un pic Backbone-ul, ce este, ce nu este, ce se poate face cu el, după care vom trece direct la exemple și vom vedea o mică aplicație făcută cu Backbone în spate sau în față. Oamenii doar că vorbim despre JavaScript. Prima întrebare este de ce este nevoie de o librărie sau de ce nu ajunge JavaScript-ul pur când e vorba de o aplicație highly interactive. Din experiență, inițial când începi să dezvolți, este suficient să știi un pic de JavaScript. Mai adaugi un jQuery acolo și poți face cam tot ce dorești. În momentul când aplicația începe să crească, ajunge să semene, era un citat care îmi plăcea mie, tangled mess of events and callbacks. Okay? Mai ales dacă ai mulți developeri care lucrează la asta, structura se pierde și cu cât crește, cu atât e mai greu să faci modificări, să extinzi, să refolosești bucăți de cod. De aceea, ai nevoie de un pic de structură, ai nevoie de un pic de ierarhie. Aici vin framework-urile, vin librăriile. Backbone este o librărie care oferă... și o să trec la următorul. Așa. Okay. Este o librărie de tipuri. Îți oferă câteva types, câteva structuri care te ajută să dai o anumită structură. Și cam atâta. Îți lasă libertate să decizi tu cum, ce model de prezentare vrei să vezi, model view control, model view view model. Îți oferă libertate să zici cum se vor conecta, dacă faci two-way binding la nivel de interfață, cum merg notificările de la DOM la obiecte și de la obiecte la DOM. Deci îți dă cărămizile de bază peste care se construiește. Când am început cu Backbone, noi am început acum un an jumate să lucrăm cu JavaScript. Și am făcut și noi o analiză legată de ce există pe piață, ce se poate folosi și ne-am oprit asupra Backbone-ului. Foarte confusing pentru noi a fost la început că Backbone-ul era pus în aceeași categorie cu alte framework-uri, cu Angular, cu Ember, cu Knockout. Well, nu e. Nu e în ideea că toate celelalte framework-uri sunt mult mai mari. Îți oferă, îți spun mai multe despre cum să-ți construiești aplicația, cum să pui view-ul peste controller, cum ce să scrii în HTML ca să faci binding la anumite field-uri din model. Okay? Backbone-ul nu vine cu astfel de restricții, Backbone-ul este mult mai mic. Dacă vreți să comparați un framework de genul Ember sau Angular, atunci trebuie să-l comparați cu Marionette. Să încerc să văd dacă se vede. Marionette este un framework construit pe Backbone care oferă exact toolset-ul necesar pentru a construi o aplicație scalabilă foarte mare. Okay? Deci, Backbone nu este un framework, este o librărie de controle și de tipuri și de anumite practice-uri, să zic așa, cu care se pot face o grămadă de lucruri. Se poate face un framework de genul Marionette sau se pot face o grămadă de alte aplicații, fie mai mici sau mai mari. În același timp, Backbone nu este o librărie sau un framework de tip MVC, MVVM, MV Model View Presenter. De ce spun asta? Pentru că, deși are model ca și tip și are și view, nu are controller sau nu specifică cine face partea logică care revine controllerului, adică se preia interacțiunea din DOM și se le ducă la model.
este la latitudinea noastră cum o face aceasta, fiecare are anumite afinități, fiecare își alege o cale. Deci nu este un MVC, nu este nimic. Deși, dacă o să citiți cărți și o să vedeți, va fi prezentat ca un MVC. It's not. Okay? E alegerea voastră dacă va fi MVC, dacă va fi MVVM, dacă va fi MVP, treaba voastră cum faceți. Ok. Când am luat decizia să alegem Backbone, nu aveam maturitatea necesară ca să zicem, ok, Backbone e mai bun decât sau e mai bun pentru proiectul nostru decât Knockout în momentul ăla, pentru că așa și pe dincolo. Așa că ne-am uitat și noi la cine mai folosește Backbone, ce aplicații s-au mai dezvoltat, care este gradul de complexitate a acestor aplicații și care este gradul de maturitate a platformei. Și de exemplu, pe mine personal, m-a convins să folosesc Backbone pentru că am văzut pedigree-ul său. Okay? Ce aplicații s-au construit cu Backbone? Și am zis, bă, dacă ăștia au reușit să facă aplicații care mie îmi plac, la care aș vrea să ajung și eu cu aplicația mea, atunci este ceva acolo care îți permite. Adică building block-urile sunt solide, sunt bune, se poate construi pe ele. Grooveshark, Foursquare, Khan Academy, Airbnb, Trello, LinkedIn Mobile sunt aplicații care au la bază Backbone. Okay? Aplicații care sunt fie widget-uri sau fie aplicații mici pentru mobile, fie aplicații mari, Trello, de exemplu, care poate îl folosiți la project management, fie aplicații care redau sunet, cum e Grooveshark. Okay? Acolo ai, este o librărie de melodii, până la urmă. Ce vreau să spun cu asta este că dacă alegeți să folosiți Backbone.js, sunteți, parafrazând colegii mei de la ISDC, in good company. Okay? Sunt companii care folosesc, se poate face, în momentul de față a ajuns la versiunea 1.0. Ce înseamnă asta? Înseamnă că o grămadă din bug-urile care erau anul trecut în primăvară s-au rezolvat și acum este o librărie stabilă în care bug-urile sunt mai mult sau puțin cunoscute și sunt deterministice, să zic așa. Ok? Bun. Dacă sunt întrebări pe parcurs, vă rog frumos, pentru că nu m-am gândit că o să vin aici și o să vorbesc prea mult timp, o să vă prezint niște concepte, trec la un exemplu și după aceea Q&A. Okay? Deci întrerupeți-mă când credeți voi de cuvință. Preferabil nu acum. Da, puteți să râdeți din când în când. Vă rog frumos. Bun, hai să vedem exact. Vă spuneam de tipuri. Ce oferă? Foarte puțin, dar foarte puternic. Nu știu dacă acum îmi dau seama datorită luminii că s-ar putea să nu se vadă. Eu voi zice, sunt patru obiecte sau patru tipuri mari și late care le oferă librăria Backbone. Este partea de model. Modelul este ce ține starea aplicației noastre. Okay? Un pic de context. Discutăm acum despre un single page application. Discutăm despre o aplicație în care vom încerca să facem absolut totul pe partea de client. Facem one page load, după care navigarea în pagină se face din JavaScript. Ok? Comunicarea cu serverul, ideal, se face prin JSON, prin servicii de tip REST. Ideal, nu înseamnă că suntem obligați să facem asta când folosim Backbone, dar are built-in funcționalitate care să facem plugin foarte simplu la un API REST din spate. De exemplu, ultimul proiect care l-am făcut, pe partea de server, am făcut un web API din MVC și imediat a mers cu Backbone, s-a conectat, i-am spus, du-te, ia-ți de acolo informația, a făcut toată logica aia de put, faci modificare, post, creezi, get și get ID, toate merg out of the box dacă folosim o interfață de tip REST. Cu asta fiind spuse, avem modele care îmi vor reprezenta datele de pe server, avem colecții care sunt seturi de modele. Aici cumva arată liniuțele astea, arată și dependențele, deci colecțiile depind de modele. Avem view-uri care fac legătura între DOM și data. Adică view-ul este responsabil să construiască HTML-ul care va fi reprezentarea modelului. Router-ul este cel care ne asigură partea de navigare și ne dă acele hard link-uri. Într-un single page application faci un singur page load. Sau ideal faci un singur page load, după care toată navigarea, deși aparent se modifică link-ul, se întâmplă fără să modifice pagina. Vă voi arăta la exemplu ce înseamnă asta, iar routerul este cel care
ne dă posibilitatea să facem acest lucru pe partea de client. Ascultă la schimbări de link sau anumite schimbări de structură din aplicația noastră de model și se asigură că linkul care îl vedem și view-ul care ne e în față sunt, sincronizate. Okay? Ideal, cu DOM-ul comunică view-ul. View-ul și, tot framework-ul este construit având în spate evenimente. Okay? Evenimentele circulă de la modele la colecții, de la colecții la view-uri, de la modele la view-uri și de la DOM la view-uri. Okay? View-ul este, până la urmă, cel care face binding între user actions, click, key press și schimbările de model. De exemplu, s-a updatat un field și fă rerandarea HTML-ului ca să arate că de mai este negru, este roșu. Okay? Da? Aici, când vă spuneam că nu se încadrează într-un MVC, MVVM, este tocmai datorită acestui obiect. Nu există controller. Dacă, cred că și în exemplu care l-am făcut, controllerul este cumva ascuns în view. Okay? Într-un MVC, controllerul este cel care face handle la user actions, la partea de interactivitate și spune și cum să se modifice modelul și cum să se modifice view-ul. Aici, controllerul și view-ul sunt împreună. Nu înseamnă că trebuie să fie așa, puteți să introduceți alte framework-uri pe deasupra care să introducă conceptul de controller. Marionet oferă controller, alte vreo 5 plugin-uri de Backbone îți oferă partea de controller. Ok. Bun. Întrebări până acum? Perfect. Model. Cum spuneam, un model este un echivalent al unui item, al unui logic item. Aplicația care o să vă arăt este un to-do list, okay? Iar în acea aplicație, entitatea care lucrez sunt to-do item-urile mele. Okay? Și atunci ăla este un model. Acela este starea. Starea unui to-do o iau de pe server, o împing pe server, o modific, o editez, fac revert, fac save. Obiectul care îmi păstrează starea este modelul. By default, dacă lucrez cu o interfață REST, modelul îmi va avea aceleași proprietăți care îmi vin prin JSON. Okay? Dacă de pe server îmi vine un obiect cu 15 proprietăți, modelul va lua acele proprietăți. Dacă doresc să schimb acest lucru, să schimb proprietățile sau să le pun să le schimb numele, să le dau un anumit namespace, pot folosi funcția pot suprascrie funcția parse și atunci când va veni obiectul de pe server, voi face anumite modificări ca să fie poate mai user-friendly. Default este dacă lucrez cu ce se întâmplă dacă creezi un obiect pe client side, okay? Trebuie să aibă niște valori standard pentru proprietăți, nu poate fi un obiect gol, okay? Pentru că nu vine de pe server, nu știe ce ar trebui să existe în el. Prin default poți să specific exact acest lucru. Să ai acolo un content, un timestamp, un owner, toate astea le specific în default. ID-ul este proprietatea logică care îmi face legătura între care îmi identifică obiectul pe server. Ok? Key-ul, dacă vreți, din DB. Poate fi by default se duce la proprietate numită ID. Dacă este altă proprietate, vom avea grijă să specificăm că ok, ID cred că zice ID property sau este un field ID property care îl bindim către name, de exemplu, și atunci obiectele noastre vor fi unic identificate prin fieldul name. Pentru unicitate. Deci cu ID facem management la identity și facem legătura între obiectul de pe client și obiectul de pe server. Toate proprietățile obiectului vor fi în attributes, de unde le luăm cu get și set. Avem partea de validate, care este apelată, poate fi apelată de fiecare dată când se face o modificare asupra obiectului sau când se încearcă să salveze obiectul pe server. Depinde de noi dacă facem validare client-side, dacă facem server-side. Avem posibilitatea să suprascriem această funcție și dacă ascultăm la evenimentul numit invalid, putem să detectăm când anumite date nu sunt valide. Avem funcția de initialize. Dacă veți folosi Backbone, majoritatea tipurilor au funcția initialize care ține loc de constructor. Okay? Funcția care se apelează de fiecare dată când un astfel de obiect este inițializat, aici scrie în codul de inițializare. Poate fi, o să vedem la view-uri, aici facem binding-ul la template sau
nu știu, diferite asocieri, calculated properties, codul lor va veni aici, în initialize. Pentru că avem în spate, teoretic, o interfață REST bazată pe JSON, foarte ușor facem și construim și construim și transformăm obiecte Backbone în obiecte JSON. To JSON, construim ne dă obiectul JSON, parse pe un obiect JSON, ne va da obiectul Backbone. Eu văd pe acolo niște frunze încruntate. Dacă spun ceva, ridicați mâna sus. Ok, am pus aici save, pur și simplu salvăm obiectul de pe salvăm obiectul pe server sau există resync care ne ajută să resincronizăm obiectul de pe client cu obiectul de pe server. Colecțiile sunt seturi de obiecte, după cum vedeți aici specific și modelul. Și vă spuneam că dacă am o interfață tip REST, este foarte ușor să fac binding între interfața REST și obiectele din Backbone. Cum fac asta? Prin proprietatea numită URL. Aici specific entry point-ul. De obicei, o interfață tip REST îmi arată ceva genul slash to do. Și acum, dacă fac slash to do cu get, îmi dă lista de toate obiectele. Dacă fac slash to do slash obiectul 4, îmi dă obiectul numit 4. Dacă fac slash to do cu put, îmi slash to do put slash 4, îmi modific obiectul numărul 4 cu informații de pe client. Cu post creez un obiect nou, iar cu delete îmi șterge un obiect. Ok? În URL specific entry point-ul. Dacă specific URL-ul corect și am REST interface-ul în spate, automat când fac save se duce, știe că trebuie să pună fie la post, fie la put, fie la post sau put, simplu. Dacă fac remove, se duce și face delete, știe să facă tot marshalling-ul ăsta pentru mine. În caz că am nevoie de schimbări, modific în parse, modific aici în URL. Ok? URL-ul poate fi specificat? Da. 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 Da, da, da. Noi am, de exemplu, în proiectul nou am lucrat cu o interfață de tip pur JSON. Într-un proiect mai vechi, în proiectul nou am lucrat cu o interfață REST JSON. Foarte frumos s-a mulat modelul din Backbone. Într-un proiect mai vechi am scris un API care nu era REST. Și după aceea am construit peste el aplicația cu Backbone. Am putut modifica, am legat foarte frumos la ok, când faci create, unde te duci, când faci get, unde te duci. Deci nu te constrânge, îți dă posibilitatea să lucrezi frumos cu un REST, dacă nu, faci override și merge. Ok? Da. Poți faci REST simplificat, pentru că numai prin post? Da. Poți să faci numai, de exemplu, noi am avut o problemă la un moment dat, vreau să folosim un API REST, însă pe partea de server nu aveam posibilitatea să folosim decât get. Get și post. Nu puteam folosi delete, nu puteam să folosim put. Și în momentul ăla a trebuit să intervenim în logica Backbone și să spunem, ok, când te duci și faci delete, când vrei să faci remove, nu te duci și fă cu delete, ci fă tot cu get, de exemplu, sau cu post, dar pune un extra parameter acolo, ca să poți face diferența pe server. Deci se poate face acest truc în caz că serverul nu-ți permite să folosești un REST pur. Okay? Dacă de obicei nu prea vorbim despre modele singulare, ci vorbim foarte mult avem de-a face cu liste. Liste de to-do-uri, liste de user, liste de work item-uri. Okay? Și așa că nu vom lua fiecare obiect din DB, ci vom lua colecții întregi. Dăm colecția de to-do-uri active, dăm colecția de to-do-uri complete. Așa că Backbone-ul își dă seama de că acesta este use case-ul cel mai folosit și de aceea introduce obiectul colecții care ne permite să facem fetch de pe server și atunci ne va da o întreagă colecție. Okay? Spunem entry point-ul, spunem eventual câteva parametri ca să strângem ce semn ne dă și primim de acolo un obiect, un JSON pe care ea îl transformă într-un set de modele.
de tip mai modern în cazul de față. Fiind o colecție, avem o grămadă de metode care ne permit să ne lucrăm cu ea. Add, remove, push, pop, where, find, where we, dă, ok, dăm obiectele care au o anumită cauză, find where we, dăm primul obiect care îndeplinește o anumită, un anumit if, sort și încă alte, for each, tot felul de utilitare pentru a manipula colecții. Ce nu v-am spus este nivelul de dependențe. Ce ai nevoie ca să poți folosi Backbone? Are două dependențe, care este una jumate. Una este underscore. Underscore.js este o librărie tot așa de utilitare, de funcții, care nu au treabă cu Backbone-ul, ci este de sine stătătoare. Însă Backbone-ul este construit peste underscore. Chiar dacă nu folosiți Backbone, vă recomand să uitați în underscore. Au o grămadă de funcții. Underscore îi spune underscore pentru că toate apelele încep cu underscore punct. Ok? Underscore punct și sunt o grămadă de utilitare de a lucra cu colecții. De exemplu, funcțiile care le vedeți aici expuse în Backbone sunt de fapt marshal-uri către underscore. Okay? Sortul se ocupă underscore, nu se ocupă Backbone-ul de asta. Cealaltă dependență este de jQuery sau ceva asemănător. Noi am folosit cu jQuery, merge foarte bine și cred că și cu Zepto merge, dar nu am folosit niciodată. Am citit că se poate. Dacă nu folosiți jQuery în proiectul vostru, puteți găsi un echivalent. Eu știu de Zepto, poate merge și altceva. Asta este la nivel de dependențe. Datorită dependențelor reduse de alte librării, acesta a fost și motivul pentru care mulți l-au ales ca să folosească Backbone pentru aplicațiile de mobile, unde vrei să ai foot pentru cât mai mic, okay? Cât mai puțin kilo care ați trimis la client. View-uri, vă spuneam că view-urile sunt cele care arată cum va fi afișat în DOM obiectul. Sunt cele care fac legătura între modelele noastre, modele și colecții, și DOM. Okay. De aceea am o grămadă de proprietăți specifice DOM-ului. Okay. Div îmi spune ce model voi avea la bază și am partea de template. Ok. Template-ul nu este ceva specific Backbone-ului, dar este ceva ce zic transcende toată partea asta de single page applications și ce spune este următorul lucru. Dacă doresc să construiesc foarte multe obiecte, cu cât cresc în complexitate obiectele, cu atât îmi va fi mai greu să mențin structura obiectului DOM din pur JavaScript. Îmi va fi greu să văd cum se modifică, îmi va fi greu să modific pe anumite clase, anumite proprietăți, anumite tag-uri. Okay? Și atunci mi-ar trebui o modalitate prin care pot specifica template-ul unui obiect în HTML, de exemplu, okay? Să dau așa un prototip, deci, uite așa va arăta, va fi un div care sau un UL care înăuntru va avea list item-uri care au înăuntru două label-uri, trei butoane și la sfârșit un tabel. Okay? Asta îmi dă template-ul. Dă posibil. O să vă arăt imediat, va fi mai ușor de înțeles că în momentul când vă vedea un exemplu, îmi dă posibilitatea ca în HTML să specific un prototip de entitate parametrizat, ca în momentul când voi construi un obiect real, să ia template-ul de HTML, să înlocuiesc parametrii cu ce vine din model și îmi rezultă un DOM valid. Backbone-ul, Backbone Views, fac legătura între, sau țin tot timpul o referință către DOM-ul său, deci DOM-ul meu, eu ca și view, care sunt un list item, trebuie să știu în orice moment care este list item-ul meu din cele 15 list item-uri și să pot să mă modific sau să modific o anumită proprietate sau să dau delete sau să-mi dau remove din DOM. Element și $element sunt referințele permanente către reprezentarea din DOM a modelului. Okay? Element este exact HTML, $element este un cached jQuery către element. În caz că vrem să folosim jQuery și vrem să facem o grămadă de add class, remove class pe acolo, folosim dsElement pentru că este mai rapid decât să zicem tot timpul get element, find element și transformă într-un jQuery. Vă spuneam că totul merge pe partea de eveniment, de aceea de obicei în view se face binding-ul între în event vom spune evenimentele din DOM, click-uri, key press-uri, touch-uri,
tot ce ține de interacțiune sau enter-uri, tot ce ține de interacțiune și schimbările din și anumite funcții care îmi vor conduce la schimbări în model. Respectiv, vom face legătura între schimbările din model și schimbările din DOM. Vom asculta la, ok, când modelul își modifică proprietatea color, vom avea grijă ca să apelăm funcția change color, ceva îmi reranda, îmi va schimba clasa de pe obiectul meu și nu mai va fi negru, va fi roșu. Okay. Aici am inclus un pic în render și partea de creiere a elementului, a DOM-ului pe baza template-ului parametrizat cu modelul. Okay? Deci e this simple. Am un template care îi dau parametri, în caz de față modelul meu, și îmi rezultă un DOM. Okay. Exact. Iar cum spuneam, în element țin minte acest HTML. Bun. Initialize-ul este funcția care se apelează, este constructorul nostru. Aici voi include, de exemplu, binding-urile model view. În exemplu, vă voi arăta asta. Spuneam și de templating. By default, puteți, dacă folosiți Backbone, aveți posibilitatea să folosiți funcția de template, care vă arăt și aici, funcția de template oferită de underscore. Underscore-ul oferă un motor de templating care știe trei funcții. Una este, deci este simplu, primele două dă-mi o anumită proprietate și ultima dă-mi o proprietate HTML escaped, de exemplu. Use case-ul, dacă avem niște, avem text și știu că textul poate să conțină JavaScript, voi avea grijă că atunci când îl afișez pe pagină să nu afișez exact textul, ci să afișez escaped textul, ca să nu am probleme cu JavaScript injection. Ok? Da, motorul de templating se poate schimba în funcție de proiectul vostru. Cred că cea mai frecventă alternativă în Backbone este Mustache, okay, ca și engine de templating. Ultimul tip despre care vreau să vă vorbesc este de router. Vă spuneam că routerul este cel care îmi definește cum se sincronizează ceea ce vede userul cu ceea ce scrie în link. Okay? Având în vedere că nu voi face apeluri către server, trebuie să mă asigur cumva că simulez această experiență fără ca să fac new page-uri pe server. Okay? Ce fac în router? Definesc rutele. Deci dacă userul îmi zice hashtag help, știți că cum poți să simulezi hard link-urile fără ca să faci apeluri către server? Sunt două modalități. Una este, cred că, push state-ul din HTML5, care nu toate serverele știu. Celălalt, nu toate browserurile știu. Celălalt este hash fragments, care știu toate browserurile pentru că este standard. Ce înseamnă asta? Dacă am un link Google slash și pun hashtag help, el se oprește cumva la hashtag și de acolo eu pot să ascult pe client și să-l direcționez către altceva. Deci nu îmi face automat un post către server. Okay? Dacă vă uitați, de exemplu, la Wikipedia, o să vedeți această tehnică folosită ca să navighezi în cadrul unui același document fără ca să faci postul către server. Deci ai content-ul și dai take me to history și te duci automat în josul paginii fără ca să facă un apel către server. Deci este un link. Te rog. Backbone suportă și push state totuși? Da, teoretic este suport. Eu nu l-am folosit încă pentru că sincer n-am știut cum să-l activez. Pentru că browserele, el cumva default merge către hash fragments. Okay? Dar știu că merge și push state. Acum poate într-un an sau vedem ce spune pe Can I Use și când va fi push state-ul răspândit larg. Okay? Deci în momentul când userul va scrie link-ul meu hashtag help, îmi va apela funcția help sau ruta de help, că în momentul când va scrie sus search kiwis, mă va duce la search cu parametru. Deci asta va fi ce pun după slash search, va fi parametru de căutare. Sau pot face și mai complicat, voi spune așa, dă-mi obiectul pe care îl caut și apoi pe parametru pe
urmat de un index, voi specifica ce pagină. Deci fac un, să zic așa, simulez un query parametrizabil pe partea de client. Hashtag search slash keyviz page 7, ceva de genul ăsta. Okay. Bun, iar mai jos trebuie să definesc aceste rute. Pentru că am partea asta de router, în MVC, teoretic, controlul ar trebui să facă partea de handle pe tot ce înseamnă client interactions. Deci dacă eu schimb link-ul sus, ar trebui să mă duc la controller. Și el îmi va zice, ok, unde merge, ce efect are asupra aplicației mele această interacțiune. În Backbone, acest lucru se face în router. Datorită acestui aspect, s-ar putea câteodată ca în funcțiile astea să conțină cod mai mult, să conțină mai mult cod decât ați vrea voi să conțină, pentru că trebuie să știți și cum sunt elementele din DOM și cum se face tranzițiile. Așa că, de exemplu, Marionette introduce conceptul de controller. Zice, ok, forget about the router. Routerul trebuie să știe numai partea de, de link resolving. Toată partea de tranziție va face controlul, pentru că asta este treaba sa. Okay? Din nou, este la alegerea voastră cum faceți asta. Bun. Vorba multă, sărăcia codului. Vă arăt un mic exemplu. Haideți să ne uităm la ce vrem să realizăm. Dacă vă gândiți sau faceți research legat de ce framework este mai potrivit pentru proiectul vostru, există un pagină pe internet care zice To Do MVC, care îți dă ca și exemplu același proiect, care este acest RTD-uri, realizat în diferite framework-uri. Angular, Ember, Backbone, Marionette, cu, fără, tot felul de modul loading sau modul splitting. Deci pe To Do MVC, dacă mergeți aici, cred că... Și dacă aveți și internet, nu acum, veți vedea același proiect făcut într-o grămadă de framework-uri și vi se dă și codul și vă va ajuta să faceți o idee despre cum ar arăta proiectul vostru sau ce ar trebui să învățați ca să puteți realiza acel proiect, care va fi learning curve-ul. Okay? Eu am luat de acolo exemplu pentru Backbone și este această pagină. Deci am aici, îmi pot crea un obiect nou. Și în momentul când e gata, pot să-i zic că este done. Atunci am pot focusa pe elementele active, pe elementele completed, pe toate elementele. Dacă s-a terminat, pot să dau remove. Okay? Pentru că nu am internet, în spate Backbone-ul are, în momentul ăsta, are un plugin care zice local storage și lucrăm local cu local storage. Construim obiectele și le salvăm nu pe server, nu folosim un rest pentru că nu am internet, ci le punem în local storage și le încărcăm când dăm F5. Okay. Bun, asta este exemplu. Același exemplu îl veți vedea în toate, dacă mergeți pe To Do MVC, îl veți vedea în toate celelalte framework-uri, okay? Cu sau cu mai puțină complexitate adăugată. Cum arată codul din spate? Și o să fac așa. Se vede? Pentru că asta este structura proiectului construit în momentul de față. Ce conține indexul? Alright. Voi mări un pic. Ok. Specific, pur și simplu, elementele care îmi dă scheletul pe care, unde voi instala elementele. De exemplu, secțiunea de header-ul, secțiunea main în care vom include toate to-do-urile, item-urile noastre, avem un footer, unde ne explică ce trebuie să facem. Aici, să mă gândesc, o să-mi dau seama imediat. Vă spuneam de templating și aș vrea să vă arăt cum arată partea de templating. De exemplu, acesta este un template pentru un item. Va fi un view cu o clasă, va fi un div cu o clasă numită view, în care am input box-ul, ok,
în care am un label care zice titlul to-do-ului meu și am un buton, cel din dreapta, X-ul meu. Okay? Asta este template-ul unui view, okay? Unui to-do item. După cum vedeți, este parametrizat. Completed îl voi lua din model, deci va, în funcție de ce model îi dau, va afișa altceva în acest DOM. La fel și title-ul și la fel și title-ul va apare și în, scuzați, aici sus este toggle, este checkbox-ul, aici jos este partea de editare. Deci îmi editează titlul și spun exact, vezi că acest input box se binduiește la titlul obiectului. Este one-way binding, by default. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă eu, când randez obiectul, voi afișa titlul aici. Dacă voi asculta la modificările obiectului și voi veți vedea că noi facem asta explicit, atunci când vom modifica title-ul unui model, vom reranda view-ul sau o parte din view. Dacă încep să editez eu din user interface titlul, trebuie să-i spun view-ului că ok, ascultă la evenimentul de key press sau change și atunci modificăm modelul. Okay? Deci nu folosește, de exemplu, naming conventions ca să-ți realizeze two-way binding-ul. Atunci când încep să modific, se modifică și modelul. Atunci când se modifică modelul, modificăm și view-ul. Ok, să vedem partea asta de... Okay. Și mai jos avem avem template-ul pentru bucățica asta de aici, despre partea mea de filtru, okay, care îmi definește ce acțiune am. După cum vedeți aici, vă spuneam despre partea de router. Dacă dau click pe, și o să vă rog să vă uitați pe link, da? Dau click pe active, ce se întâmplă? Îmi pune un hashtag, ok? Și îmi pune active. Eu nu am internet, deci n-aș putea să mă duc la internet. Totuși s-a schimbat aici ceva în interfață. S-a schimbat link-ul. Dau pe completed, s-a schimbat link-ul, s-a schimbat interfața, nu s-a făcut post către server, pentru că nu am server în moment de față. Okay? Ce structură are? Dacă puteți să ne uităm și aici, inspect elements, să vedeți ce este în cod. Sunt niște list item-uri cu niște link-uri, care toate sunt ceva de genul hash fragment slash ceva. Ok? Și ceva ul ăla de spate va fi parametrul meu. O să vedeți în momentul când definim ruta, că îi spunem exact ce urmează după hash, în momentul de față îmi definește filtrul meu. Ok? Și aici este, de fapt, partea asta, aici este ceva specific proiectului, aici sunt toate fișele noastre JavaScript, pentru că deja le-am împărțit pe clasă, ca să fie mai ușor să ne uităm, să ne focusăm asupra anumitor tipuri. Intrăm în JavaScript și ne uităm la cum arată un model. Singurul model este to-do-ul, care îmi spune că are, având în vedere că lucrăm numai server-side, voi crea elemente pe client și le voi salva în local storage și vom avea, by default, două proprietăți, un anumit titlu, un string, celălalt va fi un completed care este false, by default. Ok? Și în modelele noastre definesc o funcție nouă care zice toggle. Okay. Și ce spune este că în momentul când face toggle, modifică dintre completed sau not completed. Asta îmi schimbă. Și modifică proprietatea și în momentul ăsta și salvează în local storage. Ok. Asta este modelul. Simple as this. Bun. Colecții. Ar trebui să avem aici o colecție de modele. Îi spunem că va folosi local storage-ul și nu va folosi proprietatea de tip URL ca să se ducă pe server. Okay. Definim aici câteva funcții pe la nivel de colecție. Definim acțiunile de filtrare pe colecție. Deci colecția cumva va declanșa, în cazul de față, asta este un detaliu de implementare, colecția va declanșa, este responsabilă să facă filter pe toate elementele sale în funcție de dacă noi am selectat acolo active sau completed. Deci am, în acest exemplu am însărcinat colecția să facă acest lucru și de aceea avem completed și remaining.
ok, o funcție de comparare, vă spuneam că pentru că am colecții, o funcție utilă pe colecție este partea de sort, afișează elementele într-o anumită ordine. Pentru a folosi funcția de sort, am nevoie de un comparator ca să știu și atunci definesc un comparator care îmi face ordonarea elementului în funcție de elementul numit order. Okay? Fiind în JavaScript, o să vedeți că nu totul este declarat înainte. Trebuie să vă obișnuiți cu chestia asta. Vom face trigger la anumite evenimente care nu le-am declarat la momentul construirii obiectului, vom modifica proprietăți care nu au fost definite la momentul 0. Este JavaScript. Asta este farmecul său. A să vedea zâmbetul pe fața mea, moment de față. Ok, hai să vedem în view ce avem. Avem două view-uri. Una este view-ul pentru elementului și una este view-ul aplicației, care leagă toate bucățele mele. Hai să vedem ce este în view-ul to-do elementului. Îi spunem că în momentul când se va crea, va fi un tip list. Vom folosi template-ul numit item template. Deschid rapid indexul și îmi zice că se va duce, dacă vedeți aici, folosesc un pic de jQuery și spunem, ok, găsește-mi elementul cu ID-ul item template și ia HTML-ul său. Ok, mă duc în index și găsim elementul numit item template. Perfect. Deci îmi va lua bucățica asta din HTML și o voi folosi ca și template. În momentul când vom crea, când vom randa obiectul, vă spuneam că funcția render este cea care se apelează pentru a crea DOM-ul corespondent unui model. Vom folosi template-ul care l-am luat și modelul care a fost acționat acestui view pentru a crea DOM-ul. Definim ce evenimente sau la ce evenimente ascultăm. Aici ascultăm click la toggle, double click pe label, să facem edit, ascultăm click pe destroy sau pe elementul care are clasa destroy, key press și pe blur. Deci cumva în events îi spunem ascultă la următoarele evenimente din DOM. Nu neapărat trebuie să facem asta în events, dar ar fi bine să facem asta. Dacă alegeți să faceți să folosiți Backbone, este bine să folosiți events pentru că automat, în momentul când se va chema funcția asta toggle, this-ul din funcție va fi view-ul acesta. Okay? Dacă folosiți sau scoate în JavaScript, știți că una din marile probleme este what does this mean? Okay? Pentru că totul este un callback la callback, nu știi niciodată care ți-e scopul și nu știi niciodată care ți-e this-ul. Dacă declarăm aceste legături în partea de events, automat backbone-ul pentru noi are grijă ca this-ul să fie acest view. Okay? Și nu this-ul celui care a chemat, și nu obiectul care a chemat acest eveniment. În initialize, care este constructor, trebuie să ascultăm la modificările din model. Deci în momentul când modelul se schimbă, vom reranda obiectul. În momentul când obiectul va fi destroy, va fi șters, deci noi apăsăm X-ul, vom șterge view-ul aferent din DOM. În momentul când proprietatea visible a obiectului se schimbă, vom apela funcția toggle visible. Okay. Renderul este cel care, vă spuneam, randează obiectul din DOM. Mai adăugăm încă câteva funcții specifice proiectului și la sfârșit returnăm this. Return this-ul este convenție la nivel de backbone cu scopul de a putea face chained calls. Deci după ce facem this.render, mai putem face pe ea punct nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. Okay. Și celelalte funcții care ne ajută să, de exemplu, funcțiile care sunt definite mai sus, trebuie să le definim la nivel de view. Ok? În momentul ăsta o să vă trec un pic la router, să vă arăt routerul, ce înseamnă. Okay. Routerul care îmi definește, ok, vei avea rute de tip filter, ce înseamnă asta? Asterixul ăsta înseamnă diez, da? Diez și ce urmează după diez va fi filtrul meu. Okay. În momentul când se va detecta o schimbare de link, se va apela funcția setFilter
Și aici este un pic de lucrăm cu niște obiecte globale care spune ok, creează-mi un filtru și pe colecția mea în proiect to-dos este colecția de modele, apelează-mi sau fă trigger la un eveniment numit filter. Cool. Ca să fim siguri că ascultăm la schimbările de link, pornim routerul și pornim partea de history. Ce înseamnă partea de history? Înseamnă asta. Vedeți? În funcție de... pot să dau back și forward și se schimbă view-ul. Adică am stare și userul știe, primește o experiență cu care este obișnuit. Okay? Trebuie și pe client că atunci când dau back să mă ducă la starea anterioară sau la pagina anterioară. Eu știu că nu se face post către server, că de fapt nu se schimbă nimic, dar trebuie să se schimbe vizual. Okay? Și Backbone oferă în router partea asta de a menține o istorie a view a domului și a obiectului. A domului. Atâta. Bun. Mai aveam un view acolo, care era view-ul de application, în care și el are un template, să zic așa. Îmi va spune o practică sau o întrebare când e vorba de Backbone este ok, eu am un list element, dar unde îl introduc în DOM? Bun. Unde fac append la domul meu? Și best case practice este ca în momentul când voi construi, este să nu specific asta în momentul când construiesc, când declar view-ul, deci când construiesc tipul numit view to do item, să nu-i specific la ce obiect din DOM se va bindui, ci să-i specific doar ce voi apendui la DOM și obiectul la care să se apenduiască îl voi specifica doar în momentul când fac, doar în constructor. Îi voi zice, ok, creează-mi un nou view și poftim în element obiectul la care îți vei adăuga propriul tău cod. Deci facem asta pentru a putea testa ușor. Okay? Dacă view-ul este self-contained, dacă nu apelează alte elemente decât ceea ce are în template-ul său și nu știe de existența altor elemente din DOM, va fi ușor să scriem un test pentru acest view. Dacă, în schimb, îi dăm informații, cum e și aici, îi dăm informații despre, ok, iam din DOM elementul numit cu ID-ul hashtag todoApp, acest view nu-l voi putea testa pentru că decât dacă îi voi da un DOM corespunzător care conține acest element. Deci, acest exemplu nu este un exemplu bun din punct de vedere a testabilității. Okay? Dar se poate face și așa, în afară de o mic inconvenientă la testare, nu este niciun drawback. Bun. Ok, și aici ascultăm la anumite evenimente care nu privesc în view-ul de to-do, ascultăm la evenimente care mi-apar pe rândul acesta, să zic așa, deci pe faptul că un element este done or not, pe delete-ul său, deci view-ul ascultă la elemente care țineau de el, app view-ul ascultă la elemente care țin de restul. Să zic așa, de aceste filtre, de partea de clear completed, ceva trebuie să asculte și nu pot pune în view-ul elementului pentru că nu are nicio treabă. Deci ce va fi în view-ul aplicației. Ok. Bun. Și de acum o grămadă de logică. Codul acesta este online, vă puteți să vă uitați peste el și să-l analizați. Okay. Întrebări. Da. Da. Nu știu ce înțelegi tu prin subtemplating. O să spun ce cred eu că întrebi. Dacă există partea de view composition și de partea de reutilizare a templating. Da. Când construiești un proiect mare, view-ul tău, mai ales adăugând multe informații în el, de fapt vei descoperi că nu are sens să rerandezi tot obiectul când se schimbă o anumită proprietate, ci numai o părticică sau ai un subview. Okay? Și atunci sunt mai multe tehnici prin care poți face asta. Acum poți să desparți logic obiectul tău în obiecte mai mici sau poți să faci mix sau poți să faci
funcția de render să se ducă, să ascult, să ai o funcție de mai multe funcții de render care schimbă anumite bucățele din DOM la anumite evenimente. Dacă vrei să folosești pur și simplu la templating, dacă vrei să folosești același template sau aceeași bucată de template la mai multe obiecte, ceea ceva în comun, dar cam atâta, și vrei să te asiguri că nu ai code application, poți să folosești partea de asta este specific JavaScript, poți să folosești mixin. Atunci când creezi obiectul, îl extinzi un anumit obiect existent cu alte proprietăți și atunci îți creezi un obiect care pleacă de la ceva, cred. Deci poți să faci view composition, Backbone-ul nu te pune pe o anumită cale cum să faci asta, este alegerea ta. Noi am făcut-o cel puțin două feluri în proiectele noastre. Nu pot să spun care e mai bună, a fost și cum am apucat să scrie. Asta este. Alte framework-uri, de pildă dacă veți folosi Marionette, care este, vă spuneam că este construit peste, vă oferă conceptul de region și vă oferă view management în momentul când într-un region poți să afișezi diferite view-uri și să schimbi view-uri foarte ușor și să mă asigur că nu am referințe invalide prin DOM-ul meu, adică obiecte care, view-uri care nu au fost șterse, dar încă mai, care au fost șterse, dar încă mai ascultă la anumite evenimente și mă trezesc că când dau un click, mi apar două alerte, deci și am un singur view care mai ascultă. Okay? Toată partea asta de lifecycle management, Backbone-ul nu ți-o oferă și nici nu încearcă să oferă partea asta pentru că ține de framework. Okay? Ce pui pe deasupra sa? Ce vreau să vă mai spun, dacă veți alege să folosiți Backbone, ok, sunt niște chestii foarte simple care țin de JavaScript mai mult decât Backbone. Una este, cred că toate exemplele care le-am văzut eu din Backbone, în momentul când descriu cum se arată un obiect creat pe client-side, în default îmi face ceva de genul, cum ați văzut și voi, title, două puncte, valoarea default, ok, my title. Având în vedere că în JavaScript totul este pasat by reference, dacă veți face asta și veți zice egal cu un array, veți avea neplăcerea să descoperiți la runtime că un obiect modifică o proprietate și toate celelalte obiecte care teoretic ar trebui să fie independente vor avea proprietate sau array-ul corespunzător proprietății modificate. Asta este pentru că se face pass by reference în JavaScript, nu ține de Backbone și mai bine ar fi ca în default să nu fie un array pur și simplu de valori, ci să fie o funcție care se turnează un array pentru a ne asigura că fiecare element când este construit primește un propriile sale set de atribute. Okay? Deci asta am văzut din experiență, te rog. Nu știu, întrebare interesantă. Pentru că Backbone-ul e foarte puțin, e foarte light, să zic așa. Și dacă aș schimba, de obicei aș schimba, în funcție de cum am gândit arhitectura, am avut nevoie de anumite lucruri. De exemplu, la un moment dat am fost foarte, aveam nevoie de mai puțin, nu mai vreau, doream să scriu toată partea asta de binding între DOM clicks și view-ul meu. De fiecare dată când făceam un view, trebuia să zic ok, la ce ascult și să mă asigur că fac two-way connection-ul codând. Okay? Mi se părea ok, e super cumbersome. De fiecare dată scriu același cod care eu știu că e important, am control, dar 90% din el e cam același cod. Okay? Și aș fi vrut să mi ofere posibilitatea asta. Well, este, numai că nu Backbone ți-o dă, poți să folosesc un add-on peste el sau de exemplu, este Model Binder care face exact chestia asta, poți să folosești Rivets.js care îți face two-way binding-ul. Deci poți să mai pui un plugin pe Backbone este advertised ca și plays nicely. Ce înseamnă asta? Înseamnă că este foarte ușor să pun alte plugin-uri sau să-l conectezi. Este de exemplu Knockback care îți dă posibilitatea să fac view-urile în Knockout și să folosesc partea de modele și partea de comunicare cu serverul din Backbone. Okay? Deci s-au dezvoltat o grămadă de plugin-uri peste Backbone și o grămadă de framework-uri peste el care îți permit să faci mai mult sau mai puțin în funcție de necesitățile proiectului tău. Okay? Eu n-aș schimba nimic, eu mă bucur mult că au rezolvat o grămadă de bug-uri din el de când am început noi. Le-am descoperit doar în momentul când am făcut update la Backbone, când codul nostru nu a mai funcționat
Și noi, și la o inspecție atentă era, a, ok, mă mir că a funcționat prima dată, pentru că erau bug-uri, dar noi neștiind și să zic că exemplele de pe net sunt foarte mulți binevoitori care dau exemple despre cum ar trebui să scriem cod în Backbone, însă nu neapărat sunt cele mai precise sau sunt outdated și atunci unele erori se strecoară în proiectul tău și niște funcționalități care îți dai seama după aceea au depins de un anumit bug. Okay? Știi? Rescrii. Ok. Încă un lucru tot specific JavaScript-ului la care va trebui să fiți atenți și cumva Backbone-ul te ajută să nu faci, să nu ai probleme cu this. Vă spuneam și de pointerul. Ok, când ești în callback, să mă asigur că this este view-ul meu. Asta este cel mai frecvent caz. Și îți pun la dispoziție listen to events, bind, bind all, bind și bind all sunt din underscore care te ajută să zici ok, când va fi chemat dă o anumită funcție, te asigur că this-ul ei va fi obiectul în care a fost declarată funcția. Ceva de genul ăsta. Okay? Te ajută ca am avut probleme și cu this-ul, faptul că pointa în altă parte și după aceea îmi dau seama că am uitat sau că nu am făcut, nu am declarat noi explicit sau nu am folosit funcția din Backbone corect ca să ca this-ul să fie, să ducă unde am fi crezut noi că ar trebui să meargă. Ok? Bun. Și în ultima parte, nu știu cât se vede, am inclus o grămadă de referințe. Prima este Backbone. Aici este o singură pagină care include tot ce ține de Backbone, tot ce ține de underscore, pentru că este bazat pe underscore, cu puține modele. Va fi your go-to document, dacă o să vă primiți și pe mail aceste referințe, va fi go-to-ul vostru în momentul când veți folosi Backbone. Ce este important dacă începeți este să citiți părțile mai puțin utilizate, cum ar fi FAQ și partea de mici exemple sau referințe, pentru că acolo vă dă un pic de context legat de ce ar trebui sau când ar trebui să vă gândiți la Backbone. Okay? Următorul link este Backbone Patterns, care este un set de practici întâlnite în proiecte mari care folosesc Backbone. O să le spun un fel de JavaScript design patterns adaptate la Backbone. Okay? Ce faci? Un exemplu este ce faci când ai o animație la un click și userul tău începe să facă așa. Câte animații faci? Cum te asiguri că faci animațiile în ordine sau că faci numai o singură animație în loc de 15, dacă userul a dat 15 click-uri? Okay? Cum faci asta? Aici îți dă niște idei despre cum ai putea să introduci un buffer acolo ca să te asiguri că aplicația ta nu o ia razna în momentul când userul vrea să ți-o vrea, este rău intenționat sau se plictisește și dă click-uri pe acolo. Okay? Eu am făcut, m-am uitat la acest training de pe Plural site, îi zice ceva Backbone Fundamentals. Îl recomand, mie mi-a plăcut. Este chiar un fel de din avion view legat de Backbone, dar atinge. Eu l-am făcut după ce folosisem Backbone-ul și m-am uitat la el acum câteva săptămâni din nou și de fiecare dată când m-am uitat la el am descoperit ok, tare bine mi-ar fi părut să fiu atent la chestia asta în momentul când am codat. Și chiar dacă am văzut prima dată, a doua oară am descoperit lucruri noi. Deci mie mi-a plăcut, este de pe Plural site, alături de alte training-uri faine. O carte este un free book despre Backbone, o carte foarte mare și chiar foarte bună. O să o citesc și eu. N-am apucat să o citesc pe toată, m-am uitat numai parțial la ea. Pe lângă Backbone și cum arată exemple care mi se par un pic mai corecte decât exemplele oferite în exemplele de pe Backbone.js, îți dă detalii și despre framework-uri. Mă întrebai despre alte lucruri. Îți dă detalii și despre framework-uri construite peste Backbone. Marionette, Tweezer și îți dă și o grămadă de referințe, ok, de ce au apărut și cine a folosit. De exemplu, Tweezer-ul a fost un view templating agent care a stat la baza mobile app-ului pentru Walmart. Ok, interesting, ok. E ceva interesant acolo, ar trebui să mă uit să vedeți de ce a fost introdus, pentru că ăia au un anumit use case care poate fi relevant și pentru cazul meu. Ok, iar ultima, vă spuneam despre Todo MVC, un site foarte util din punctul meu de vedere pentru că și care vă ajută dacă sunteți în postura să evaluați un framework sau să luați niște decizii arhitecturale pentru proiectul care urmează să-l începeți. Okay? Mergeți aici, vă uitați cum arată, mai puneți niște întrebări, vedeți ce am scris și alții și care e experiența lor
și va vă ajuta să luați o decizie informată. Ok? Bun. Cred că aici se termină timpul meu. Mai am timp pentru o întrebare sau două? Dacă sunt. Da, te rog. Da? Întrebarea este, am două entități, una este user și una este task-uri, care sunt asociate, un user are task-uri, presupun, și totul este într-un RESTful API. Cum fac să-mi dă userii care au cel puțin trei task-uri? Dacă am totul pe client-side, dacă am adus informații pe asta și operez numai cu informația de pe client-side, iar aici îți arătam partea de filter. Okay. Exact. Și dacă ai foarte mulți user, de exemplu 100 de mii, da. Păi, eu nu știu dacă chiar ai 100.000 de clienți pe 100.000 de user pe clienți pe client. Pentru 100.000 de user, de exemplu, și 200.000 de task. Și eu vreau o listă asta. Nu da. Merg în fiecare să iau toată colecția asta. Nu, nu cred că o să ai cazul ăsta pe client. Exact. Păi, o să ai probleme de poți să faci, numai că o să ai super multe momente obiecte în memorie asta și Poți să faci, poți să, de exemplu, prin REST să-ți întorci un iQueryable și atunci să parametrizezi cumva, sau să întorci printr-un apel un iQueryable și automat poți să adaugi pe el query-uri, adică să zici, să specifici niște where-uri. Însă scenariul ăsta este ceva ce ar ține de server. Deci ai nevoie. Dacă pe client operezi cu ce este pe client. Dacă tu aduci 100.000 de obiecte, poți să faci asta pe client fără nicio problemă, dacă ești dispus să plătești costul de memorie și de memory. Însă un astfel de query pe 100.000 este ceva ce ține mai mult de database și trebuie să faci un apel către server. Fie că îl faci în REST, fie că îți scrii o funcție get, nu știu ce, și îi dai niște parametri, e agerea ta. Okay. Deci pe client n-aș indica să faci asta. Da. Trebuie să ai posibilitatea să dai parametri. Okay? Sau să-ți extinzi interfața REST ca să accepti parametri. Ca să poți să îngustezi elementele turnate. Altă întrebare? Da. Da. Nu. Da. Nu. Cum am văzut la partea de routing, deci pot să specific, deci aici este page 7, dă-mi a șaptea pagină de rezultate, însă mă ajută să-mi construiesc structura pe partea de client, însă nu... Când spuneam, Backbone nu este un framework. Astfel de scenariu, nu știu dacă este în marionet tratat, nu știu. Dar e un caz mai complex care poate să depindă. În anumite momente, poate că vei vrea să, de exemplu, nu să-ți returneze, dacă zic dă-mi pagina 7, poate aleg să nu-mi returneze un JSON de obiecte și le rerandez, ci poate zic dă-mi exact HTML-ul corespunzător paginii 7. Este alegerea mea. Ok? Dacă zic dăm elementele și eu le randez pe partea de client folosind view-uri, din nou alegerea mea. Ambele pot fi ambele pot fi acceptabile în proiectul tău sau niciuna dintre ele. Backbone by default nu oferă chestia asta. Acum chiar mă gândesc cum să fac asta în proiectul nostru, pentru că am un caz în care am nevoie de un pic de paginare și dacă până acum am rezolvat-o nu am făcut un single page application, ci am făcut apelul către server repetat și am schimbat pagina. Pentru că nu e o problemă, într-un anumit caz trebuie să țin totul o pagină. Și mă voi gândi. Uite, Backbone pagina, am aflat și eu acum, o să-mi notez. Notează-ți. Backbone paginator. Cum spuneam, sunt două feluri de plugin-uri peste Backbone și chiar în momentul când vreți să faceți un anumit task folosind Backbone, dați prima dată un search pe Google să vedeți ce zic alții.
Și s-ar putea să mai fie și alte plugin-uri, pentru că e la mod acum să-ți faci propriul fork pe Git. Ok? Bun, te rog. Dacă to-do list-ul ar fi shared de mai mult, da, Păi, da, ar fi shared real-time în momentul când eu vreau să fac, să văd modificările făcute de altcineva? No, în momentul acela, nu știu dacă, Radu, tu vei face ceva de signal error, de exemplu, astăzi? Nu, da. De exemplu, trebuie să pui în spate un framework sau un tool care îți dă posibilitatea ca să asculți ușor ca serverul să-ți împingă pe client notificări. Poți face asta cu Signal Error, poți face asta cu XMPP, poți face chiar cu WebSockets. Deci cumva eu în momentul când sunt mai multe modalități prin care eu de pe client mă registrez la schimbări de pe server și serverul îmi spune: vezi că celălalt user a modificat acest obiect în DB și tu reflectă schimbările la tine. Deci trebuie Da. În principiu nu trebuie să faci nimic aici. De ce? Pentru că tu ai obiectele care sunt conectate cu serverul, ai modelele, view-ul le ascultă la modele. Dacă eu am partea asta când ascult la notificări de pe server și modific obiectul, automat se va reflecta în view. Sau îmi văd posibilitatea, ideal ar fi... Eu n-am chiar curios, da, unde se pune codul ăsta de reflectare, adică direct în model sau... Face update-ul la obiectele model au o parte de resync. Deci eu pot din când în când să zic resync with the server. Dar nu e indicat să fac eu asta from time to time, pentru că o să am o grămadă de resync-uri și cu nimic în ele. Deci zic, dă-mi informație nouă. Un astfel de scenariu ai ideal ar fi să faci serverul să-ți împingă notificări, nu tu să ceri de la client, de la server tot timpul notificările. Pentru că e cumbersome și thread-ul ăla care le vei avea îți va omoră aplicația. Ok? Bun. Eu mă opresc aici, pentru că aveți nevoie și voi de pauză înaintea următoarei prezentări. Dacă mai aveți întrebări sau alte lucruri, pe mine mă găsiți la adresa asta de mail, dragos@txtfeedback.net sau pe Twitter. Și în măsura în care știu, vă pot indica, acum știu și de Backbone Paginator, deci cumva în momentul când îl voi folosi, voi ști să vă dau informații despre el. Okay? Sper că v-a plăcut, sper că ați aflat ceva informații utile sau aveți o idee despre Backbone dacă nu l-ați folosit. Dacă l-ați folosit, sper că v-a reconfirmat faptul că îl folosiți corect sau v-a reconfirmat că faptul că pot face o grămadă de chestii, ca și în Perl, there's more way to build up something, to do something, okay? Cu Backbone. Vă mulțumesc! Thank you.